lingvistică este mai altă. În mod similar, hagiocosmosul, la care se raportează mediul proxim al copilului, adică totalitatea conceptelor și practicilor religioase cu care acesta ia contact în primii ani de viață, determină decisiv modul în care viitorul copil se va raporta la Dumnezeu și la lumea transcendentală. Chiar dacă individul uman va învăța în decursul vieții sale o altă limbă, dar să o vorbească mai bine decât limba sa maternă, sau dacă se va converti la o altă religie sau la o altă confesiune, imaginile propriului glosul cosmosului inițial și ale hagiocosmosului îl marchează pentru toată viața. Căci, în fond, pe copilul nu devine un bun ortodox sau un bun catolic sau știu eu, pe baza unor dogme, da? A unor articole de credință, ci prin anumite practici. Dar ce se sizează? Vezi din casă, în ce limbă se vorbește, se roagă membrii familiei, nu se roagă. Dacă se roagă, fac cruce înainte și după rugăciune sau nu fac. Dacă fac cruce, fac cruce așa sau fac, da? Lucian Blaga își propune să fixeze deosebirile pe care secolele le-au produs în sânul creștinismului, fără a pomeni măcar o singură dată de anumite concepte și idei așa puțin care ar deranja dialogul, fără a pomeni, de exemplu, de filul Iope sau purgatorul. Cred că istorici și antropologii ar trebui să-i urmeze exemplu. Deci, eu mă voi strădui în prezentarea mea să nu folosesc termeni germanizare, polonizare, românizare, pentru că sunt niște termeni agresivi, ca niște mini, da? Care aruncă în aer punțile pe care pot fi construite între culturi. 2. Partea a doua. 5-6 minute. Teoria gnoseologică a Blaga privind spiritualitatea creștină. Și încep cu un citat, tot din spațiul mioritic, nu spațiul culturi, da? Spune Blaga, spiritualitatea creștină ni se prezintă în ansamblul ei continental și transcontinental, felurit, ramificată. Mai nimerit ar fi să nici nu vorbim despre o spiritualitate creștină, ci mai degrabă despre o spiritualitate catolică, despre una evanghelică sau despre una ortodoxă, căci unitatea aparține sau unui depărtat început de leaf sau visului unui frumos și ireal vis alimentat de speculații utopice. Toți creștinii cred în Hristos, dar lumile credinței lor sunt diferite. Desigur că transcendentul este centrul oricărui hagiocosmos, însă nicio doctrină religioasă nu ar fi avut un ecou răsunător în masele populare dacă s-ar fi limitat la oferta de pe lumea cealaltă, la transcendente. Orice doctrină creștină oferă cugetelor umane un univers mix, format din elemente inaccesibile, da, poate vă voi mântui, și elemente foarte concrete. Dă Doamne să trec examenul la doamna profesor Artelean, dorinți cu să din astea, dacă are dreptate Blaga. Desigur că are, nu? Dacă facem, luăm un corpus de texte, de exemplu de pomeluci, unde oamenii își exprimă intențiile de rugăciune. Apoi nici 1% nu sunt pentru mânsănătul, pentru mântuirea sufletului, ci pentru sănătate și așa mai departe. În aceste condiții, Blaga asociază următoarele concepte confesiunilor religioase. Catolicismul, stat, ierarhie, supunere, militare pentru credință,
protestantismului, libertate, independența convingerilor, deliberarea, problematizarea, ortodoxie, organicitate, viață, cuvânt, fire. Da, și acum am terminat partea de... partea de bucătărie. Mi-a curățat cartofii, acum fac repede problematizarea compatibilității și incompatibilității valorilor consacrate ale germanismului și catolicismului la nemții bucovinieni. Când există compatibilitate, se produce sinergie. Când nu există compatibilitate, apar contradicții. Și pornesc de la două aspecte, care de regulă nemții catolici bucovinieni nu le recunosc. Cert este că marea cultură germană, o cultură universală, a apărut după reforma limba germană suportă o transformare și o dezvoltare fără precedent, după ce Luther traduce Biblia în limba germană. Cele mai importante dintre personalitățile care au creat marea cultură germană nu au fost catolice, au fost protestante. Nici Goethe, nici Schiller, dar nici Kant, nici Hegel, nici Humboldt nu au fost catolici. În secolul XVI, doctrina catolică creștină se ciocnea în țările germane din profund duh al libertății. Germanii care vroiau să rămână catolici, păreau că nu mai sunt deplin integrați cultural în germanitate. Însă intervine Arhiducatul Austriei, nu? Și mai apoi Imperiul Austriac, împreună cu regatele și țările reprezentate în Consiliul Imperial, a permis identitatea individuală sau de grup a acestor nemți care au rămas catolici. Acum, cazul Bucovinei. Și am arătat că germanii romano-catolici, în general, creau după reformă, dar în special începând cu secolul XVIII, într-un câmp conflictual între etnie și confesiune.